În data de 16 octombrie, ora 14.50, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș a fost sesizat prin numărul unic pentru Situații de Urgență 112 despre faptul că la o locuință din municipiul Călăraș s-a produs un incendiu și iese fum dens. La fața locului s-au deplasat de urgență 20 de pompieri militari din cadrul detașamentului Călărași, cu două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, o autospecială pentru transport victime multiple, o autospecială de primă intervenție și comandă și un echipaj de prim ajutor smurt la fața locului, intervenind și alte două echipaje ale serviciului județean de ambulanță călăraș cu un medic. La sosirea echipajelor profesioniste, incendiul se manifesta violent în interiorul locuinței, iar etajele 2, 3 și 4, precum și casa scării, erau inundate cu un fum dens, existând riscul de intoxicare a locatarilor și de extinderea arderii la celelalte imobile și bunuri materiale aflate în imediată apropiere. Pompierii militari au intervenit și au organizat intervenția pe două sectoare, unul pentru localizarea și lichidarea incendiului, și al doilea pentru evacuarea locatarilor. Totodată fiind luată și măsura de crearea a golurilor de ventilație prin spargerea geamurilor de pe casa scării. Două familii au fost asistate medical în interiorul locuinței, la o persoană cu dizabilități motrice. Accesul a fost făcut pe fereastră, aceasta fiind imediat evacuată și evaluată medical. În total, 42 de persoane au fost evacuate din bloc, 11 dintre ele fiind asistate medical. 3 persoane au fost transportate la spital în urma producerii unor atacuri de panică. La fața locului s-au aflat și echipajele de la Enel și Distrigaz, care au dispus sistarea alimentării cu energie electrică și gaze a locuințelor. În urma producerii acestui incendiu, locuința a ars în proporție de 80%, iar numeroase bunuri materiale au fost distruse. Pompierii militari au reușit să salveze bunuri materiale în valoare de peste 10.000 de lei.